15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni, a fost sărbătorită și de comunitatea din Dumbrăvița. Cam fiecare an, la Biserica Reformată, s-a ținut o slujbă ecumenică, apoi reprezentanții unor partide și organizații civice au depus coroane la Monumentul Eroilor din Parcul Central. La eveniment au participat și oaspeți de seamă din Senteș, Ungaria, delegația lor fiind condusă chiar de Imre Sirbic, primarul localității, având în vedere că autoritățile au mai avut un eveniment programat pentru seara de joi. În sala de consiliu din cadrul primăriei a fost semnat un protocol de colaborare între Școala Gimnazială Dumbrăvița și organizația non-guvernamentală Arpad Szabadidős Sport Club din Senteș. Actul prin care cele două părți se obligă la o colaborare permanentă pe plan educațional și cultural a fost semnat și ștampilat de Imre Sirbic, primarul orașului Senteș, și de Victor Malac, primarul comunei Dumbrăvița. Vă reamintim faptul că localitatea Dumbrăvița a fost înființată în anul 1891 de 133 de familii de religie reformată, cu trei excepții, toți venind din orașul de pe râul Curța, Senteș. A nyilván hivatalossá tétel az első lépcsőfok, hiszen ez vezet el oda, hogy utána ezeket hivatalos formában a harmadik fele legyenek azok nemzeti kormányok, legyen azok európai források, a két település civiljeinek, a két településen együttműködő egyszerű embereknek az előrelépésért kívánjuk felhasználni. Én úgy gondolom, hogy mi már azon réges-régen túl vagyunk, hogy papírokat gyártsunk csak azért, hogy az irattárakat megtölthessük. Ezek a dokumentumok igazából azt rögzítik, amit már réges-régen csinálunk, hogy mások is mellénk tudjanak állni. Astăzi am avut două sărbători, să zic așa, sau două evenimente. Primul eveniment a fost comemorarea Revoluției din 1848 și s-a depus coroane la Monumentul Eroilor. Și cu ocazia aceasta am semnat un protocol de colaborare între Școala Dumbrăvița și Asociația Sport Club din Senteș. Să zicem că prin acest protocol am întărit mai mult relațiile noastre dintre Dumbrăvița și localitatea Senteș, dacă mai era necesar, știind că noi suntem înfrățiți de aproape 30 de ani cu ei. Urmăriți ceva concret prin acest nou acord, depunerea unor proiecte pe viitor, sau de ce s-a ajuns la concluzia asta că trebuie oficializat această relație și pe un contract? Desigur că ne dorim să colaborăm și din punct de vedere a depunerilor de proiecte. Am mai depus și în prima sesiune, vom depune și acum, dar prin acest contract am încercat să ne apropiem mult mai mult între cele două instituții, Școala din Dumbrăvița și Asociația Sport Club din Senteș.